Inițial, partea de poveste normală trebuie să fie color, adică cum se tradițional, și flashback-urile, tocmai să nu accentuăm foarte mult povestea cu sânge și cât e de dură și impresionantă secvența, să fie alb-negru. Însă, pe parcurs, am ajuns la o altă filozofie, ca să zic așa, a culorii, inversând realitatea în color, este singurul lucru adevărat din film. Restul este, toată venirea ei trăiește într-o minciună până când află adevărul. Că totul este o minciună, adică și ce s-a întâmplat cu bătrânul și ce se întâmplă cu celelalte personaje și așa mai departe, până când se lămurește povestea, trecem în momentul adevărului, ca să spun așa, care este color, adică e normal, e real. E singurul lucru real cu adevărat care s-a întâmplat, este cel care s-a întâmplat. Restul, toată povestea în care vine ea și are impresia că vine la mormântarea, dar de fapt e o crimă, nu știm despre ce e vorba, pistele sunt diferite, bănuielile sunt diferite, adică e o realitate mincinoasă ce, în care trăiește ea până când află adevărul, până când bătrâna se are momentul de final în care se duce la poliție și povestește tot ce s-a întâmplat. Iar tot ce s-a întâmplat e adevărat și atunci e colorat de asta. N-a fost în intenție de a plusa efectul sângeros și așa mai departe, dar mi s-a părut mult mai corect așa. Plus că toată povestea Ignatului fără zăpadă, sigur că sunt excepții, nici anul ăsta n-a fost zăpadă sau nu, sunt ani întregi fără zăpadă. Era puțin, se simțea, trebuia să fie mai auster, ori alb-negru îi dă austeritatea care îi trebuie și spațiului și satului și Dunării și așa mai departe. Trebuia să fie spații austere și reci în care destinele astea se macină unele pe altele. De ce ați optat pentru tipul ăsta în limba engleză? Din cauza poeziei pe care ea, cărții pe care ea o citește, ea vine după o lungă perioadă de a încerca să trăiască în Anglia. Povestea era mai lungă, dar a mai tăiat din monolog apropo de ce s-a întâmplat cu ea acolo. Vine cu o carte pe care, cartei de suflet, Kipling și poezia If. Și ea nu poate să o audă decât în engleză, adică nu este pentru ea. E, și din cauza asta și titlul e ca și cum ea ar pune titlul acestei povești, Frozen Ignat. Putea să fie, sigur, Ignat însângerat, dar nu? Ducea filmul într-o altă zonă. M-ați colaborat cu editorul filmului, monterul, pentru că este evident dificil să lucrezi cu un om care ți este foarte apropiat în viața de zi cu zi. Nu este dificil și pentru vas și pentru el. Nu este dificil. Bașca că el a avut o experiență cu fratele lui, el a fost monterul lui Nicolae Constantin la Lumea Mea și Nicolae a dat libertate, el a montat în Germania, a trimis variante, nu știu ce. Eu l-am luat la Snagov, lângă mine, și în 10 zile am avut filmul montat. Am stat numai cu filmul, cu povestea filmului, el înțelegând evident despre ce este vorba și soluțiile au fost comune, are o mână extraordinară, adică dacă în 10 zile noi am montat filmul practic, am mai făcut niște modificări câteva luni mai târziu, dar 80% din film l-am montat în 10 zile. Pentru că a și fost filmat foarte exact. Adică în afară de scena de Ignat și așa mai departe, în care a filmat cu 3 camere și era mai complicat, restul, tot decupajul a fost foarte exact făcut, adică nu trebuia decât pus cap la cap, pentru că n-au fost probleme. El lucrează în Germania, lucrează la Bayern, e foarte bine acolo și e apreciat, mai că trebuie să o ia de jos pentru în situația de acolo. Aici poate oricând să facă film, lungmetraj, n-are nicio problemă. Acolo avansările sunt mult mai grele. Deci nu i-ați dat libertate. I-am dat libertate, dar foarte exact, pe dimensiuni, pe spații mai mici. I-am dat libertate la Teatru Porcul, adică la ce soluții de
hai să vedem cum ar arăta așa la momentul din blocurile părăsite. A făcut vreo două, trei variante, că vreau să fie așa un noir, un film noir acolo, să vedem, să învățăm cum se fac efecte, ca să speriem spectatorul mai mult și așa mai departe. Ne-am jucat în zonele alea și acolo a fost ok. Dar când ai un decupaj foarte exact, n-ai ce să îl faci. Secvențele sunt una după alta, sunt respirații, sunt tempouri, sunt lungimi de priviri, sunt pauze, sunt, astea se creează, dar de-abia după ce faci cu toată construcția. Am lucrat excelent cu Alexandra, am avut o surpriză. Alexandra mi-a fost recomandată de Nicolae. Nicolae Constantin o știa din facultate, o știam și eu din facultate pe vremea când mai făceam niște cursuri de actorie de film pentru actori, cu care am făcut cu Larry Georgescu și cu ăsta mic, cu soțul Alexandrei, cu Alin. Am făcut un an de zile cursuri de actorie de film cu ei și ca dovadă că s-a pliat și am făcut două filme cu ei împreună. Alexandra, foarte receptivă, Alexandra e o tragediană de mare clasă și ce face în teatru mai ales și spun și pentru film. E cerebrală, înțelege tot, le așează în mintea ei foarte bine. Și momentul de emoție este autentic, absolut. Cred că poate Olga, la tinerețe, era ca Alexandra. Olga Tudorache, care avea vână în ea și că de asta și a putut să facă de momentele acelea de monologul ăla de plâns cu plâns la început și cu urmă scenele violente în clipa în care se dezlănțuie prin sat. Adică e uriașă. Mi-a plăcut foarte tare și sper ca să aibă o carieră foarte bună. Da, e credibilă cu satul ăla în mână. Da, este. Da. Și gândești că... Da. Încă mai tăia din scenele de umblatul prin sat, prin Caraormanul. La mine a plăcut Caraormanul. Sat uitat pe lume. Numai sunt două, trei, cinci familii care mai locuiesc acolo. Un combinat pe care, uriaș, pe care a vrut să-l facă Ceaușescu, ăla este real. Care, pe urmă, a fost jumate... N-au apucat să-l termine, dar ce fierătănii au fost acolo s-au furat. Cum le-au furat aia pe Dunăre cu bărci de pescari, nu poți să faci, un combinat. Au rămas blocurile alea în care n-a locuit nimeni, n-a apucat să locuiască nimeni. Era un capăt de lume, în mijlocul deltei, adică nici măcar pe un braț principal. E din Sfântul Gheorghe, undeva te duci până nu mai poți să mai înainte. Și acolo este Caraormanul, cu o pădure splendidă lângă el, cu dune de nisip. Ești în altă țară aici. Cu cai sălbatici. N-am mai vrut să fac poezie cu statul lor în delta, că era un capitol întreg cum au petrecut ei în delta până să-i prindă.